Peste 200 de persoane au fost prezente luna trecută la slujba de pomenire a marelui jurnalist jugjuvean Traian Metaxa. Printre aceștia s-au numărat colegi, prieteni, oficialități locale și județene, politicieni, dar și oameni care l-au cunoscut pe omul și ziaristul Traian Metaxa. Numai că, în timpul slujbei de pomenire, oficiată de unul dintre preoții mănăstirii Sfinții Martiri Brâncoveni, a făcut niște remarci nepotrivite, aducând jigniri și acuzații grave celui decedat. Acest individ, care se consideră trimis al Domnului, amețit de aburii alcoolului, l-a comparat pe Traian Metaxa cu Traian Barbălată, un exponent din perioada comunistă. Și ca să pună capac discursului otrăvit cu cuvinte grele, preotul cu pricina l-a confundat pe răposat cu un alt jurnalist local care se afla la slujbă. Injuriile aduse de omul cu sutană nu s-au oprit aici, continuând să-l acuze pe Traian Metaxa că ar fi slujit crucea politică. Preotul nu i-a uitat nici pe ceilalți jurnaliști aflați la slujbă, acuzându-i pe aceștia că nu fac înmormântare, ci campanie electorală. Aș vrea totuși, eu sunt nițel mai cu părul mai alb așa, și mi-am adus aminte de o situație, îmi cer scuze celor care sunt de față, era vorba pe vechiul regim, a murit cu presa să nu te pui, pentru că presa e a patra putere în stat și depinde cum e folosită. Vreau să vă spun că a murit soția domnului reporter Traian Barbălată, care era, între altele, și cu propaganda, înțelesese meu, de partid. Atunci, soția dânsului a fost depusă la Casa de Cultură, însă au dorit, ca să fiind ortodoxă, au venit rudele din Moldova și au zis pe sora noastră, soția, o bagi în biserică. Și atunci au fost nevoiți cei de la Giurgiu, autoritățile, ca să fie slujită la catedrală. Eu eram venit atunci, nu mai știu mormântul unde este, știu toate, dar nu mai le țin minte. Însă noi avem programate la acea oră nunți. Și am făcut o nuntă, am făcut două, iar după aceea a venit domnul Traian Barbălată, Dumnezeu să-l odihnească, și a zis: întrerupeți cununiile, noi am programat masă la restaurant și trebuie să începem în mormântare. Pentru a elucida această întâmplare nu tocmai ortodoxă, protoieria Giurgiu s-a sesizat și a deschis o anchetă internă privind cele semnalate de mai mulți jurnaliști giurgiuveni prezenți la înmormântarea ziaristului Traian Metaxa. Îi mulțumim episcopului de Giurgiu, preasfințitul Ambrozie, și reprezentanților protoieriei Giurgiu pentru faptul că va face lumină în acest caz.